Doamnelor și domnilor, am revenit aici la Agricultura la Raport, așa cum vă spuneam, alături de mine alții oaspeți, alții invitați. Discutăm, bineînțeles, tot despre agricultură performantă, pentru că agricultura performantă în România se face atât cu tehnologie performantă, dar și cu soiuri și hibrizi performanți, cu aparatură de ultimă oră. Tot trebuie să fie cât mai digitalizat, cât mai aplicat pentru a reuși să fii eficient în același timp, la costuri reduse, dacă este posibil. Bineînțeles că este posibil, avem astfel de exemple în România. Sunt mulți fermieri care au descoperit gustul agriculturii performanțe și să știți că exploatează la maxim această nișă de a face, încă o dată mă repet, performanță, pentru că ăsta este cuvântul care ar trebui să definească în momentul de față pe cei care vor să ajungă la un anumit nivel, să devină competitivi, să lupte, să intre pe o piață europeană, o piață europeană care, ați văzut și dumneavoastră, este de foarte multe ori penetrată de produse venite din afara Uniunii Europene, o concurență mai mult sau mai puțin loială. Asta rămâne să stabiliți dumneavoastră. Dați-mi voie să vă prezint invitații mei și totodată să le mulțumesc pentru faptul că au ales să fie aici la Agricultura la Raport de la această oră. Și o să încep cu domnul Octavian Petrescu, director comercial Rod Bun Grup S.A. Bună seara! Vă mulțumesc și eu pentru prezență. Domnul Robert Miștovski, CEO Next Farm. Bună seara! Bună seara! Domnul Florin Răducanu, director general Gama Tehnic. Bună seara! Bună seara! Și, nu în ultimul rând, domnul Ionuț Calincu, trader Next Farm. Bună seara și dumneavoastră. Domnilor, nu e un secret pentru nimeni, la sfârșitul săptămânii trecute ne-am văzut la Galicia Mare, în Dolj, printre olteni, alături de olteni, la un eveniment pe care dumneavoastră l-ați organizat acolo, un eveniment care, din punctul meu de vedere, s-a ridicat la un standard deosebit. Am putut vedea foarte multe culturi, foarte mulți hibrizi, genetică performantă, am descoperit și tehnologie performantă, pentru că tot vorbeam la începutul întâlnirii noastre despre ce trebuie să facă un fermier. Ne prezenta atunci domnul Petrescu faptul că suntem tot mai dependenți de telefoanele mobile, pe aceste aparate avem acces atât la informații, putem să controlăm, să stabilim, să verificăm și să știm ce avem de făcut în viitorul apropiat. O să-i rog pe colegi să proiecteze și imaginile pe care le avem de la Galicia Mare, dar până atunci trebuie să le spunem celor de acasă faptul că Rod Bun este o companie care reușește să se lupte cu multinaționalele, o companie românească. Asta trebuie să ne facă mândri și să ne bucurăm de faptul că putem și noi românii să demonstrăm că încă suntem performanți și suntem în direcția bună. Cum ați reușit să faceți toate lucrurile astea, domnul Petrescu? Multă muncă. A fost o perioadă extrem de plină, agitată. Noi avem această dorință permanentă de a face din ce în ce mai mult. De a face astăzi mai mult decât am făcut ieri. Suntem tineri, suntem încă tineri. Suntem competitivi și credem că asta este direcția de urmat dacă vrem să avem o România mai bună pentru copiii noștri. A fost, cum spuneam mai devreme, o perioadă foarte activă. Am accesat în urmă cu nu mult timp un credit sindicalizat în valoare de 262 de milioane de lei. Acest credit sindicalizat este primul credit de acest fel din domeniul agro. Și pe această cale țin să le mulțumesc celor 5 bănci care ne-au ajutat și sper să ne ofere suportul lor în continuare, pentru că dincolo de dorință, de planuri strategice, de foarte, foarte multă muncă, ajungem inevitabil și la discuția legată de bani. Fără finanțare nu cred că putem face absolut nimic. Nu, e nevoie de bani să ne punem în aplicare toate planurile și gândurile noastre. După aceea aș discuta acest credit, în primul rând, ar trebui să satisfacă nevoia de capital din ce în ce mai mare a fermierilor noștri. Parte din el este destinat în mod special lor, fermierilor, iar 23 de milioane au ca destinație investiția noastră într-un centru logistic multifuncțional de la Chiscan, județul Brăila.
După aceea aș spune câteva cuvinte despre contractul nostru de distribuție exclusivă a hibrizilor de porumb Old și Fundulea 376. Contract semnat cu INCDA Fundulea. Noi credem foarte mult în genetica românească. Ne vedem încă un viitor în ceea ce privește acești hibrizi. Am terminat de semănat toate suprafețele. Așteptăm recolta. Sper să fie una bună. Premisele sunt foarte bune. Și în scurt timp vom demara o campanie de marketare agresivă a acestor doi hibrizi, pentru că noi credem că sunt de o foarte, foarte bună calitate. Și există o piață în România care îi cere în continuu. De asemenea, am oferit prin acest contract și un ajutor institutului. Și sperăm ca banii rezultați de pe urma acestui contract să fie investiți în continuare în cercetare. Vrem ca institutul de la Fundulea să... De ce v-ați orientat către cei de la Fundulea? Pentru că e important să le spunem telespectatorilor. Pentru că noi ne-am lansat acum 17 ani în piață vânzând acești hibrizi. Pentru noi, institutul de la Fundulea are o însemnătate aparte. Noi vrem să vedem o dezvoltare acolo. Noi vrem să vedem că nu moare. Noi ținem foarte mult la institutul de la Fundulea. Și prin acest parteneriat, pe de o parte, vrem să relansăm hibrizește și să dăm și o mână de ajutor institutului. Planurile noastre vor merge mai departe, în același sistem. Poate un soi de grâu, poate un soi de orz, poate mazăre. Noi avem o bogăție la Institutul Național de la Fundulea. Și trebuie să o scoatem la iveală. Și cu ea să ne luptăm împotriva produselor de la multinațional. Bun, haideți să încercăm să le spunem celor de acasă cine sunt cei de la Next Farm, ce se ocupă, o scurtă prezentare pentru publicul nostru. Bun, în primul rând mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc și eu pentru prezență. Next Farm este în primul rând o aplicație. O aplicație care este construită special pentru fermierul român, de către o echipă de profesioniști tineri din IT și din agricultură, care vin la pachet cu foarte multă experiență. Una din marile probleme pe care le-am întâlnit în ultimii ani este faptul că avem două industrii. Industria agricolă și cea IT. Problema este că există niște rupturi de comunicare între cele două și noi credem că am găsit cel puțin o soluție în a putea construi un produs bazat pe comunicarea celor două lumi. Acum, Next Farm este o aplicație pe care am construit-o în ultimii ani și am testat-o și în fermele Rod Bun. Ea vine în ajutorul fermierului român. Ce face mai exact aplicația? Ce face mai exact? Folosind ultimele tehnologii, acoperă o mare varietate de operațiuni și lucrări elemente necesare în luarea deciziilor în ferme. Ca să vă dau un exemplu, partea de terenuri și declarații, avem o... Chiar în momentul ăsta sunt proiectate câteva imagini de acolo, de la Galicia. Da. Noi am împărțit această aplicație, sau cel puțin ne-am concentrat în principiu, pentru început, pe 5 elemente esențiale pe care noi le-am considerat necesare pentru fermele românești. În primul rând, partea de terenuri și declarații APIA, unde cu toții știm că există niște probleme legate de cum identificăm corect suprafețele în acest moment, ce costuri avem pentru fiecare suprafață în parte, cum sunt împărțite performanțele, ca să zic așa. Noi ne-am concentrat pe partea asta și am venit cu o soluție foarte simplă în care fermierii au acces la absolut toate solele într-un singur click în aplicația mobilă și pe desktop sau tabletă. Își văd toate terenurile, toate lucrările agricole care au fost executate. Își pot exporta doar printr-un click distanță declarația către APIA. Totul devine mult mai ușor și mai... facil. Da, exact, mult mai facil și ușor de organizat. Altă parte pe care ne-am concentrat este partea de valoare a culturilor. Am dezvoltat intern un algoritm. Gândiți-vă așa, aveți o problemă, mergeți la medic, medicul vă dă niște analize de făcut, în special o radiografie, ca să poată să vă dea exact... Să vă adă niște valori. Exact, exact. Același lucru l-am făcut și noi cu starea culturilor, unde am dezvoltat intern, folosindu-ne de imagini de la satelit, un indice de performanță. Iar pe baza lui putem spune fermierilor dacă au o anumită problemă, cum performează o anumită cultură și, evident, venim și cu o soluție în ajutorul lor, partea de consultanță, unde am strâns o echipă de experți agronomi care le stă la dispoziție fermierilor. Un alt element esențial pe care noi l-am considerat este cel de cartare agrochimică, unde venim cu un serviciu profesionist care adună
colectează probe din ferme, după care rezultatele sunt puse tot așa, foarte facil, într-o singură aplicație. Fermierul își vizualizează rezultatele și în același timp îi oferim soluții și planuri de fertilizare pe următorii 4 ani. Am luat în considerare și partea de vreme, deoarece ni s-a părut extrem de esențială. Evident, nu o putem prezice, dar încercăm să putem să venim în ajutorul fermierului cu o tehnologie care îl ajută pe el să ia cele mai bune decizii. Am dezvoltat niște stații meteo performante, venim, le instalăm în ferma, după care îi spunem fermierului pe telefon sau pe tabletă exact care este temperatura solului, ce cantitate de precipitație a înregistrat, astfel încât el să poată să ia cele mai optime decizii pe partea asta. Și evident, venim la pachet și cu o prognoză în colaborare cu ANM și cu alți parteneri în care încercăm să-l ajutăm să poată să ia cele mai bune decizii în viitor. O altă parte esențială pentru ferme pe care noi am considerat-o a fost partea de utilaje și de monitorizare a lor. Strict vorbind, putem să aflăm în fiecare moment unde se află un utilaj, ce consumare, cât a lucrat și unde a lucrat. Iar aceste lucruri, din ce am primit noi ca și feedback din piață, sunt absolut cruciale pentru fiecare fermier, fie că vorbim de un fermier mai mic sau de un fermier mai mare. Vorbim de agricultură de precizie în cazul ăsta? Putem vorbi de agricultură de precizie. Nu este doar un termen pe care îl mai aruncăm în stânga sau în dreapta, pentru că în momentul respectiv în Exfarm toate operațiunile sunt la nivel de parcelă, toate rezultatele sunt la nivel de parcelă, în același timp vorbim targetat de anumite probleme și de anumite rezolvări în cazul acestor situații. Deci vorbim de o agricultură de precizie, dar lumea când se gândește la o agricultură de precizie, se gândește automat și la o tehnologie foarte complicată și foarte scumpă. În schimb, NextFarm este o tehnologie ușor de folosit și convenabilă, ca să zic așa, gândită strict pentru orice categorie de fermieri. Bun, tot acolo la Galicia l-am întâlnit pe domnul Răducanu, care se ocupă de gama de utilaje pe care dumneavoastră, cei de la Rodbun, aveți un parteneriat cu dumnealor, cum au funcționat lucrurile și cum evoluează pentru început. Din punctul nostru de vedere, a fost un succes evenimentul de la Galicia Mare, dar aș vrea să încep cu începutul, cum a pornit această idee, de unde, până unde această colaborare între Gama Tehnic și Rodbun. Aceasta a fost o idee mai veche a celor din grupul Rodbun, dorința lor de a-și diversifica serviciile către partenerii din business, către fermieri, și cu această gamă de utilaje. Și acesta a fost momentul în care s-a născut această colaborare între Gama Tehnic și acest parteneriat între Gama Tehnic și Rodbun, grupul Rodbun, drept pentru care am început să adunăm în jurul nostru o gamă de producători de utilaje agricole cu utilaje performante și la prețuri oneste, cu care să mergem în întâmpinarea solicitărilor fermierilor. Pentru diferite nevoi, că am văzut că absolut aveți colaborări cu producători mai mari, mai mici, în funcție de bugetul fiecăruia sau de nevoile exact, fiecăruia. Exact. Venim cu servicii specializate și cu pachet de utilaje pentru fiecare tip de fermier, de la cei mai mici până la cei mai mari, începând de la utilaje de prelucrare a terenului până la echipamente de recoltat. Ca urmare, aș vrea să și anunț cu această ocazie parteneriatul pe care Gama Tehnic l-a semnat în cadrul Agriplanta cu grupul Arbos Eastern Europe. Un parteneriat care a dus în gama noastră de produse tractoare cu putere începând de la 25 de cai până la 140 de cai putere. Tractoare performante de ultimă generație. Tractoare cu care acoperim practic toată gama de nevoi a fermierilor mici și mijlocii. E o plajă de fermieri, ca să zic așa, care până acum au fost destul de vitregiți de aceste lucruri și au fost cumva marginalizați, nu prea au fost vizitați, au fost un pic lăsați la o parte în detrimentul celor care aveau suprafețe mari, fermierilor care cultivau suprafețe foarte mari.
În acest context am încheiat colaborări și cu alți producători din Uniunea Europeană, din Spania, Ovlak, Sola, din Cehia, Farmet, un brand foarte cunoscut, de asemenea cu firma Safir din Germania și, între altele, așa cum am zis mai devreme, gama de top a venit cu cei de la Arbos, care oferă și pe lângă tractoare și semănători și alte echipamente de prelucrare a solului. Sunt lucruri importante pe care le-ați realizat într-o perioadă relativ scurtă. Ați reușit să puneți bazele unor colaborări importante pentru toată lumea. Aveți mai multe evenimente, sunt evenimente în câmp dedicate fermierilor. Oamenii se pot convinge, pot vedea cu ochii lor ce se întâmplă acolo, care sunt soiurile care ar trebui folosite pentru o anumită structura câmpului, pentru o anumită zonă, ce hibrizi funcționează mai bine. Totodată le oferiți posibilitatea asta să interacționeze și cu producătorii de utilaje agricole. Îl avem și pe domnul Calincu, un important trader pe piața cerealelor, un om cu o experiență deosebită. Cred că nu mai aveți nevoie de alte prezentări. Da, este un pic exagerată prezentarea, vă mulțumesc mult de tot. Într-adevăr, avem o experiență, dar această experiență contează. În schimb, în cei, să zicem, 15, peste 15 ani, pentru că am făcut trading de cerare la aproape toate nivelele, pornind de la a cumpăra de la fermierul cel mai mic până la lucra cu companiile multinaționale. Nu a existat în cei 15 ani, sau mai bine de 15 ani, 2 ani identici sau 2 ani care să fie, care să semene unul cu altul. Nu contează că sunt unul după altul sau la o distanță mai mare. Așa că, într-adevăr, am avut o experiență, dar experiența asta în niciun caz nu ne ajută să putem prezice mult înainte ce se întâmplă. Cum a evoluat piața în ultima vreme? Pentru că am văzut anumite fluctuații. Da, este un șoc. Sau au fost câteva șocuri, pornind de la prețul porumbului, prețului grăului, care în urma conflictului cu China au dus la o, mă rog, conflictul cu China a dus la o scădere continuă a acestor prețuri, după care peste noapte vine președintele Americii și spune, gata, vă dăm o subvenție. Și brusc peste noapte ne trezim cu prețul porumbului venind la, după, nici n-am numărat câte luni, dar foarte multe luni, ne trezim că prețul porumbului revine pe bursa americană la nivelul lunii august. August-septembrie. După România, foarte multe... Cum se fac prețurile astea? Pentru că am întâlnit mulți fermieri care au senzația că vine un trader, îi oferă un preț ca așa, crede el că trebuie să-i plătească marfa respectivă, dar eu cred că în spatele acestor calcule pe care le aveți, pe care le faceți, sunt mai mulți factori care decid. Mecanismele de evaluare. De evaluare sau de producere a prețului, să spunem, așa poate un pic forțat, sunt destul de complicate și practic prezența noastră în acest grup sau prezența mea în acest grup nu vine neapărat cu a aduce o previziune a prețurilor în viitor sau a aduce niște profituri exagerate a anumitor fermieri care vor lucra cu noi, în niciun caz, sau care vor lucra cu vor vinde către o anumită companie sau vinde într-o anumită destinație. Nu. Pur și simplu ceea ce ne dorim noi și sper să realizăm este să oferim în fiecare zi fermierului un preț corect. În sensul că așa zisele spamuri de genul vinde acum că o să scadă prețul, să nu mai existe în piață. Fermierul ar trebui să fie tot timpul pe deplin stăpân pe decizia lui de a vinde într-un anumit moment sau altul, bazat, bineînțeles, pe anumiți indicatori. În sensul că noi urmăm să oferim fermierilor o idee de preț despre o idee de preț. Nu, un preț de bază sau un preț corect. Știți că la un moment dat se punea problema vis-a-vis de prețuri cu preț minim garantat. A fost o discuție. Mai există în continuare prețul minim garantat, dar este la un nivel foarte jos. Fermierul român nu are nevoie de un preț minim garantat. Fermierul român are nevoie zilnic de un preț corect.
Acest preț corect înseamnă să fii conectat tot timpul cu piața europeană, cu piața mondială a cerealelor. Marea Neagră este un important bazin unde facem prețurile practic pe anumită zonă. România, bineînțeles, este un jucător împreună cu Ucraina, cu Rusia, pe această piață. Și noi facem prețurile, într-o oarecare măsură. Important pentru fermierul român este să fie în fiecare zi conectat la această piață și să știe exact ce se întâmplă. Bineînțeles, împreună cu Nexfarm, va trebui să sau putem să dăm anumite rapoarte despre evoluția prețurilor în trecut, comparativ cu ce s-a întâmplat pe anumite burse, bursele din Europa și bursele din America. Bun, revenind la domnul Petrescu, pentru că dumneavoastră v-ați ocupat și vă ocupați de organizarea unor evenimente importante pentru fermieri, cum a fost și cel de la Galicia Mare. Ce urmează pentru perioada imediat următoare? Pentru că știu că aveți astfel de evenimente cam în toate zonele importante pentru agricultura românească. Avem 5 evenimente. Primul a fost la Galicia, urmează cel de la Spanțov, județul Călăraș, apoi Brăila. Săptămâna aceasta. Săptămâna aceasta, vineri. După aceea urmează Brăila, urmează evenimentul de la Cristești, din Iași, și terminăm la Mureni, județul Mureș. Noi ținem foarte mult la aceste evenimente, pentru că, spre deosebire de alte companii, noi le facem. Nu plătim pe cineva, le facem noi înșine. Există directorul nostru de marketing care conduce orchestra și fiecare are rolul său. Eu primesc invitații, alți colegi le montează ecosoane în piept, formează echipele, le așează la masă, le prezintă culturile în câmp, facem clătite, ridicăm la dans, deci facem absolut tot noi. Și la sfârșitul unui astfel de eveniment, la sfârșitul acestei implicări, necesită pasiune, muncă multă, când vedem că lumea este mulțumită, avem un sentiment de mândrie. Ceva deosebit. Și de asta vrem să fie cât mai frumoase, cât mai bine organizate și să avem cât mai mulți invitați. La Galicia au fost 400 de invitați. Aceștia vin cu familiile, cu copii, am organizat locuri de joacă pentru copii, facem poze în câmp. Ne place să le insuflăm dragostea asta pentru agricultură. Dincolo de această implicare, noi în cadrul zilelor câmpului le prezentăm cele mai noi tehnologii, le prezentăm câmpul, atât zonele de testare, cât și parcelele unde avem culturile. În fiecare an testăm aproximativ 20 de soiuri de grâu orș și triticale, facem un top cu cele mai bune producții și urmează să le punem în piață. Fermierii pot vedea în câmp cum o să arate cultura lor, pentru că e marfă pe care o să o cumpere în toamnă. Discutăm deschis despre toate problemele pe care le-am avut. Avem oameni specializați să le prezinte sămânță, să le prezinte tratamentele fitosanitare, planurile de fertilizare. Sunt de modă veche, eu caut să am în echipă oameni foarte, foarte bine pregătiți, care să nu poată să emite opinii fără să aibă o bază de pregătire în spate. Bun, și îmi cer scuze că trebuie să vă întrerup. Luăm câteva minute de publicitate, după o scurtă pauză comercială, revenim la Agricultura la raport.